că mă refer la numărul total de îmbolnăviri. Și dacă vorbim de formele severe și de numărul celor care sunt monitorizați în secțiile terapie intensivă, chiar și la numărul de decese, dacă mă refer, sigur că e un decalaj în continuare cu partea Moldovei și cu Suceava, acolo într-adevăr e o problemă cu acele focare, dar vorbind în general, cred că e important de precizat. Numărul de vindecări este peste media europeană. Avem un număr de îmbolnăviri care merge către 30%, adică este o rată foarte bună și lucrurile astea vor continua. Se întâmplă peste tot în țară. Ceea ce înseamnă că suntem aproape de platou și ne gândim că va fi o curbă descendentă. 235 de pacienți sunt internați în acest moment la terapie intensivă. În privința deceselor, grupul de comunicare strategică a raportat, din păcate, și cea mai tânără victimă. Este vorba despre o femeie de 21 de ani din Vrancea. Tânăra suferea de sindromul Down, obezitate, insuficiență renală cronică și insuficiență cardiacă. Specialiștii avertizează că situația ar putea fi și mai complicată după 15 mai, atunci când vor fi ridicate restricțiile. Într-adevăr, către 15 mai ar trebui să avem dovada clară a faptului că această curbă e descendentă. Ea va continua să fie descendentă și după 15 mai. Dar avem garanția atunci, uitându-ne la datele din teren, că lucrurile să se întâmplă și că starea de urgență poate fi ridicată și că măsurile de relaxare care se fac în mod treptat vor și intra în vigoare. Nici venirea verii nu va reprezenta neapărat un motiv de relaxare, chiar dacă unii oameni de știință susțineau că virusul ar putea fi neutralizat de temperaturile ridicate. Faptul că temperatura a crescut însemnând iulie-august, probabil peste 30 de grade, ar putea la un moment dat să reducă numărul de îmbolnăviri? Da, poate să se întâmple. Dar gândiți-vă că va rămâne un foc care mocnește și că până la urmă, și dacă în iulie și în august vom avea mai puține îmbolnăviri, asta nu înseamnă că nu există și reversul. Și că până la urmă măsurile luate trebuie să fie de acum și să se mențină chiar dacă temperatura la un moment dat va mai reduce sau va veni ca un factor care va reduce în plus. Și se iau în calcul niște măsuri pentru data de 15 mai, atunci când se va petrece marea revenire. Temperaturile monitorizate zilnic în sălile de clasă și la locul de muncă, triaje la intrare în școli, fabrici, instituții publice și multă distanțare socială. Așa se întrevede relaxarea trâmbițată de autorități, care va avea loc, așa cum vă spuneam, pe data de 15 mai. Cu posibilitatea realizării unui triaj la locul de muncă sau la școală prin intermediul termometrelor electronice. În cazul în care persoana are o temperatură de peste 37 de grade, să fie imediat, să nu-i se permită accesul la muncă și să fie supusă unei evaluări medicale, inclusiv posibilitatea unei testat de COVID. Ludovic Orban a explicat că relaxarea se va face treptat, chiar dacă starea de urgență va fi ridicată pe 15 mai. Însă cum să restrângi drepturile prevăzute de Constituție altfel decât printr-o ordonanță militară? Fie să se prelungească starea de urgență, dar să se reducă drepturi în decretul de prelungire, să se spună ce drepturi pot fi limitate și cât timp și cum, sau Parlamentul să adopte o lege prin care temporar să se limiteze exercițiul unor drepturi. Și vă prezint invitații cu care comentăm pe această temă. E foarte controversată această revenire de pe data de 15 mai. Noi o comentăm chiar acum cu Ioana Constantin, secretar general adjunct PMP, Mario Demețo, membru PNR și vicepreședinte al Autorității pentru Cetățenie, și Mihai Belu, jurnalist. Le mulțumesc tuturor că sunt alături de mine. De asemenea, în câteva momente vom comenta ce înseamnă această revenire pentru noi și cu medicul Tudorciu Hodaru. Concret, ce va trebui să facem noi? Să folosim dezinfectante, să folosim mănuși, să folosim măști, să fim mai atenți la lucrurile pe care le vom face, să renunțăm la unele obiceiuri, toate aceste lucruri le vom comenta. Bun, începem acum discuția cu acordul dumneavoastră a politicienilor. Aș începe cu Mihai Belu. Mihai Belu, e foarte controversată această revenire. Unii spun că e o idee bună, alții spun că e așa o decizie luată cu o tentă de populism. Din punctul tău de vedere, ce crezi că a fost? După ce românii s-au priceput toți la fotbal și toți la politică, acum toți sunt specialiști în virusologie de când cu criza asta. Înainte să intrăm în carantină, toată România fierbea, toată lumea țipa,
De ce nu se iau măsuri dure? După ce am intrat în carantină, a început o presiune asta spectaculoasă că măsurile sunt prea dure, că se limitează libertățile de fundamentale ale omului. Pe fondul acestei presiuni a existat o anunțată relaxare pentru data de 15 mai. Anunțul în sine a generat o relaxare, pentru că după anunțul respectiv făcut de președintele Klaus Iohannis, oricum se vede o relaxare pe stradă, oricum lumea pare să iasă mai mult. Nu știu cât de mult suntem în momentul ăsta pregătiți să ne relaxăm, iar pe de altă parte vreau să spun că nu știu ce își imaginează lumea că o să obțină prin relaxarea asta. Nu se deschidă barurile, nu se deschidă cafenelele, afacerile care au fost de necesitate, au rezistat și oamenii ăia s-au dus la muncă, afacerile care nu au fost de necesitate imediată, nu cred să se deschidă prea mult. Poate, știu eu, că am văzut că e o campanie acum și pe bună dreptate, oarecum, trebuie rezolvată problema asta cu frizeriile. Însă, pe 15 mai, să nu ne imaginăm că o să fie așa o mare deschidere ca atunci când în America s-a încheiat prohibiția și o să iasă toată lumea în stradă și o să fie totul exact ca înainte, că nu o să fie totul exact ca înainte. Tocmai exact acest lucru, apropo de frizerii, exact acest lucru s-a întâmplat, chiar dacă anunțul președintelui nu a specificat nimic clar. Erau deja o grămadă de anunțuri pe rețelele de socializare din partea acestor afaceriști, da, care se ocupă de domeniul saloanelor de înfrumusețare, al restaurantelor. Domnule, redeschidem, haideți să facem programări, haideți, rupeți ușile. E o petiție inițiată de celebrul Cristi Pascu, hairstylistul, care încearcă să găsească o soluție la treaba asta, pentru că e o situație care ne privește pe toți. O soluție cumva trebuie găsită. Însă, în rest, nu cred că pe 15 mai lumea se poate aștepta la o revenire la o normalitate cât de cât asemănătoare cu cea care era înainte de pandemie. Nu o să fie mall-uri deschise, nu o să fie cinematografe, nu o să fie restaurante, nu o să fie cafenele. Probabil că marea concesie care va exista după data de 15 mai va fi legată de faptul că lumea nu va mai trebui să completeze declarația respectivă și o să se facă vizite între diversi oameni, o să poată să iasă lumea în parc, dar nu mai mult de atât, pentru că pandemia n-a trecut. În continuare sunt morți, nu suntem acolo unde a fost Italia, nu suntem acolo unde a fost Spania, dar în continuare sunt infectări, în continuare sunt morți, în continuare nu-i vaccin. N-am făcut nicio socoteală, n-am câștigat nicio luptă. Și ar putea să fie redeschise hotelurile. Aceasta ar fi una dintre concesiile de care pomenea Mihai Belu. Da, hotelurile vor fi deschise doar că fără restaurante, ceea ce pare puțin ciudat. Înainte de a fi om politic, Ioana Constantin, ești om de comunicare. Și te-aș întreba, strict din punctul de vedere al omului de comunicare, comunicarea pe această temă a fost făcută într-un mod deficitar? Adică președintele a fost primul care a venit cu anunțul, după care a fost Ludovic Orban în două rânduri cu precizări pe tema asta, pe tema revenirii de pe 15, părerea ta? În situații de criză, comunicarea trebuie să fie foarte fermă. În general, trebuie să discutăm despre lucruri concrete, nu despre ce ne-am imaginat că s-ar putea întâmpla. De aceea, inclusiv pe partea economică, a fost deficitară comunicarea. În plus, fiecare a comunicat ce a dorit. Nu există un centru unic, da, de unde să se comunice informații cu privire la criză, cu toate că există acea comisie, sau cum se cheamă, de strategie. A venit domnul Cercel, a făcut un plan, vine domnul Tătaru, ne spune ceva, domnul Vela spune ceva, președintele spune ceva, premierul spune ceva. Există destul de multe întrebări la nivelul populației și la nivelul mediului de afaceri cu privire la ceea ce urmează. E foarte corect ce spune Mihai Belu, nu va mai fi nimic la fel. Nu putem să ajungem la o normalitate nici măcar asemănătoare cu cea de dinainte. Sigur că în momentul în care anunți măsuri de relaxare, populația tinde să se relaxeze deja. Eu am observat că de fiecare dată când autoritățile au ieșit și au oferit
oricât de puțin în zona asta de relaxare, a doua zi străzile erau pline. Cel puțin asta se întâmplă în București. Mașini sau oameni care mergeau pe jos, dar era plin Bucureștiul. Deci e limpede că în momentul în care le spui că urmează relaxarea, oamenii deja se relaxează mai de dinainte, ca să se obișnuiască poate. Pe de altă parte, economia trebuie repornită, asta este cu adevărat o prioritate. Într-o primă fază, mă rog, eu nu înțeleg foarte bine asta cu hotelurile fără restaurante, dar vedem cum va funcționa. Saloanele, într-adevăr, cabinetele stomatologice, adică sunt o serie de, noi le spunem afaceri, dar sunt servicii de care populația și orice societate sunt osa, are nevoie. Și acestea ar trebui să fie primele care ar trebui deschise. Pe de altă parte, nu știu cum putem discuta de măsurile de relaxare în contextul în care noi în continuare testăm foarte puțin. Și în continuare avem foarte multe decese, inclusiv în momentul de față avem o informație nouă, un nou bilanț, spre deosebire de celălalt bilanț, cel privind infectările. Bilanțul privind decesele este actualizat de mai multe ori pe zi, pentru că, da, avem astfel de cazuri și sunt necesare informațiile pe această temă. Avem așadar un caz din județul Neamț, o femeie de 67 de ani, într-adevăr și cu alte probleme de sănătate. Un alt caz, un bărbat de 92 de ani din Galați, de la Căminul de Bătrâni, acolo unde a fost prăpăd, trebuie să spunem, noi am vorbit la știri despre acest lucru. De asemenea, tot un bărbat de 87 de ani din Galați, de la același cămin, o femeie de 72 de ani din Bacău, fără antecedente cunoscute, dar cu probleme de cu alte probleme de sănătate, deces 606, o femeie din Bacău de 54 de ani, un bărbat de 70 de ani din Botoșani cu boală cardiovasculară, încă un caz din Bacău, 71 de ani. Toți au și comorbidități, toți au, adică și alte probleme de sănătate. Văzând aceste cazuri, Mario Demețo, văzând totuși că nici testarea nu e chiar așa cum ne-am fi dorit, deși se fac teste și știu că se fac destul de mari eforturi, e un efort logistic cel legat de revenirea de pe 15, dezinfectarea tuturor spațiilor, măști gratuite pentru populație, școlile se redeschid. Ne putem permite acest efort în momentul de față? Da, întrebarea este și din celălalt punct de vedere. Dacă nu facem efortul acum, cu cât îl facem mai târziu, cu atât efortul va fi mai mare, pentru că economia și are nevoie să repornească. Este la fel ca la orice mașină. Cu cât stă mai mult bateria, cu atât se descarcă mai mult și e nevoie de un efort și mai mare să o repornești, până când la un moment dat e nevoie să înlocuiești bateria cu totul. Mihai Belu a vorbit despre hoteluri și despre frizerii, despre saloane. Fiind politician, acum primesc telefoane de la prieteni din diferite bresle, nu doar cel al saloanelor sau al Horeca. Am prieteni cu care am lucrat în comunitatea editorilor, care mă sună să-mi spună că vânzările de carte s-au prăbușit și evident că nu mai cumpără lumea cărți la fel de mult cum cumpăra. Am prieteni de asemenea în industria Horeca. Mă sună și îmi spun că dacă se mai lungește interdicția încă o lună de zile, nu vor mai putea rezista. Sunt industrii care nu sunt atât de bogate și care, pentru care o lună în plus înseamnă faliment. Înțeleg că nu vom porni imediat industria Horeca, nu vom porni imediat anumite industrii, însă ușor, ușor trebuie să dăm drumul și să repornim acest motor al economiei pentru a minimiza pagubele cât putem de mult. De asemenea, trebuie să ne gândim la școală, ce facem cu școala. Eu am un copil în clasa 8-a despre care nu știu când dă examenul, cum va face, cum va da. Deci, și cum va merge, cum va merge acest copil la școală, în ce condiții? Dumneavoastră, ca tată, probabil v-ați pus întrebarea aceasta. Îi dau mască, e foarte greu pentru un copil mai micuț să poarte acea mască, mai ales la grădinițe, ne putem imagina acest lucru. Așa este, dar în același timp situația pentru anumite categorii, așa cum a zis și Mihai Belu, pentru anumite categorii trebuie să repornească și e nevoie să facem această relaxare controlată și oamenii să înțeleagă, pe de o
parte că relaxarea asta controlată nu înseamnă libertate totală și revenire la viața dinainte, cum a zis și Ioana Constantin, lucrurile nu vor mai fi la fel, dar în același timp, cu responsabilitate, trebuie să dăm drumul la această relaxare controlată. Vorbeam ceva mai devreme despre industria Horeca. Iată, concret despre ce este vorba. Se deschidă hotelurile, despre restaurante încă nu se știe ce se va întâmpla, dar hotelurile s-ar putea redeschide după 15 mai, cu unele precauții anunțată premierul Ludovic Orban. Printre ele se numără și problema distanțării sociale. Familiile care vor fi nevoite să doarmă pe același palier sau să mănânce în aceeași sală de mese. Vedem declarațiile premierului și apoi comentăm. În ceea ce privește hotelurile, și aici trebuie stabilite un set de reguli și nu va exista o restricție în ceea ce privește hotelurile, pentru că acolo, sigur, probabil să se cazeze o singură persoană, chiar și în camere cu două paturi, să se cazeze mai multe persoane, numai dacă sunt membri ai familiei, de asemenea luarea unor măsuri de dezinfecție și altor categorii de măsuri. Hotelierii spun că e de bun augur că activitatea ar urma să fie repornită din 15 mai, dar speră să revină și cererea. Călin Ilie, președintele Federației Industriei Hoteliere din România, e de părere că nu vor fi mulți clienți din cauza blocajului de călătorie. În opinia sa, anul acesta, sezonul estival va începe după 15 iunie și va fi ceva mai complicat, întrucât cluburile vor rămâne închise, iar de concerte nici nu poate fi vorba. Restaurantele și cafenelele, aici opiniile exprimate încă sunt rezervate, pentru că riscul epidemiologic este mai mare în cazul restaurantelor, pentru că nu poți să porți mască și nepurtând mască, practic există riscul de transmitere. În ceea ce privește parcurile, premierul a spus că dacă se respectă anumite reguli, pot fi deschise mai repede. Da, cum să respecti aceste reguli în parc și cum să le respecti la hotel când tot hotelul va fi plin, începe sezonul estival, să nu uităm acest lucru. În legătură telefonică directă cu noi chiar acum, medicul Tudor Ciuhodaru. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Ce va însemna această revenire? La ce să fim atenți noi? Pentru că, da, ni se deschide această oportunitate, da, și cum ar trebui noi să procedăm? Da. Da, Petre, fără testare extinsă riscăm să luăm decizii greșite, pentru că, pe de o parte, este singura modalitate care să ne dea o hartă exactă a răspândirii infecției în acest moment, iar pe de altă parte poate să identifice și pe cei care au trecut în prim boală și care pot să se apuce, într-adevăr, să redeschidă economia. Să știți că, la nivel european, ni se spune foarte clar că decizia de a pune capăt măsurilor restrictive este decizie politică, într-adevăr, multidimensională, care implică găsirea echilibrului adecvat între beneficiile în materie de sănătate publică și alte efecte economice și sociale. Dar totuși, protejarea sănătății publice pe termen scurt și lung ar trebui să rămână obiectivul principal al deciziilor statelor membre. Și uitați-vă și dumneavoastră că sunt trei criterii clare pentru dacă se pot lua sau nu se pot lua astfel de măsuri. În primul rând, cele epidemiologice, care arată că răspândirea bolii a scăzut semnificativ și s-a stabilizat pe o perioadă îndelungată. Nu mi se pare că la ora actuală aceste cifre, pe date parțiale, pe numărul mic de teste care îl facem în acest moment, indică o astfel de situație. Din contra, ne-a spus foarte clar că numărul de decese a ajuns un maxim îngrijorător. În al doilea rând, vorbim despre capacitatea suficientă a sistemului de sănătate, indicată inclusiv de rata de ocupare a paturilor la terapie intensivă, numărul de paturi de spital necesare pentru tratamentul acestor pacienți, inclusiv reconstituirea stocului de echipamente și accesul la îngrijit, în special pentru grupurile vulnerabile, disponibilitatea structurilor de asistență medicală primară, precum și personal suficient care să aibă competențe adecvate pentru grijirea pacienților externați din spitale sau izolați la domiciliu. Și în al treilea rând, tot Uniunea Europeană ne spune, capacitate de monitorizare adecvată, inclusiv capacitate de testare la scară largă, necesare pentru a detecta și a monitoriza răspândirea virusului, combinată cu duplicitarea contactelor și cu posibilități de izolare a persoanelor în cazul de apariții și răspândire în continuare a infecțiilor. Asta, chestiunea legată de testare e una foarte controversată și dumneavoastră ați vorbit de foarte multe ori despre ea, mergând pe ipoteza unei testări în masă. Pe de altă parte, dincolo de ceea ce ne-am dori, în momentul de față avem poate niște capacități limitate. Avem și oameni
poate mai puțin specializat să facă aceste teste, pentru că e vorba și de personalul care testează, propriu-zis. Dar dacă e să ne descurcăm noi cu ceea ce avem, să presupunem că nu vom avea nevoie de testare, nu vom fi simptomatici, nu avem cum poate să ne testăm. Ce putem să facem concret? Păi aici este marea problemă, pentru că vă reamintesc faptul că putem utiliza și acele teste serologice din sânge, din 10 în 10 zile efectuate periodic pentru fiecare om care este activ în economie și să-i diagnosticăm și să-i izolăm pe cei care la ora actuală chiar nu sunt testați nicăieri. Cei asimptomatici care reprezintă 80% dintre cei infectați cu coronavirus și care transmit boala mai departe. Dacă nu izolăm pe acești oameni, putem să luăm oricâte alte măsuri și de asta uitați-vă. Noi respectăm regulile de izolare la domiciliu. Cei mai mulți dintre noi și le mulțumesc românilor că fac această distanțare fizică în fiecare zi. Dar cu toate acestea, numărul de cazuri continuă să crească. Asta înseamnă că cei asimptomatici pe care nu-i testează nimeni în acest moment transmit boala mai departe și de asta vedeți că apar aceste cazuri și la jandarmi și la polițiști și în unitățile de asistență socială și la centrele de bătrâni de îngrijirea vârsticilor, pentru că nimeni nu-i testează pe acești oameni. Și dacă ne facem iluzia că pe termometrizare vom reuși să controlăm această boală, este o altă mare eroare. Chiar pentru cum s-ar face această termometrizare? Adică ni se va lua temperatura. Cum, dincolo de acele termoscanere care funcționează deja la Otopeni, ar trebui să existe astfel de dispozitive peste tot în țară, ori ele sunt foarte scumpe. Să știți că putem folosi și termometre din acelea digitale, dar și pe o parte putem să identificăm, repet, iar pe cei asimptomatici. Adică cei mai puțin 20% care au măcar o simptomatologie cât de cât prezentă, cei care sunt puțini în acest moment, sub 20%, care au, să zicem, febră, iar restul, 4 din 5 purtători de coronavirus infectați care transmit boala mai departe, nu vor fi identificați prin acest sistem. Așa că dacă am luat aceste teste serologice rapide, care se pot face și dau rezultatul în 15 minute, care costă extrem de puțin, cu 150 de lei pe lună, poți să testezi de 3 ori pe fiecare om care merge la muncă și să identifici baza în care este contagios și transmite boala mai departe și să-l izolezi. Cu alte cuvinte, ar putea un angajator, de exemplu, un patron de firmă, să facă acest lucru, să cumpere teste de capul lui așa? Eu cred că aceasta este strategia corectă pe care trebuie să o aplicăm de acum încolo, să folosim și știința, adică această testare extinsă pe care putem să o facem pe teste serologice și vă reamintesc că un singur test negativ nu exclude boala, fie că vorbim despre serologie, fie că vorbim de PCR, iar Germania, care spune că se apropie de controlul acestei pandemii, face un lucru extrem de important, aproape 500.000 de teste și au reușit să reducă rata de transmisie sub 1, la 0,7%. În cazul în care totuși nu vom putea să... Eu pun și rău în față, dar noi mergem pe teoria de până acum, că nu se fac totuși destule, chiar și dacă unii vor cumpăra aceste teste. Ce ar trebui noi să facem pentru a preveni o astfel de situație? Dacă suntem asimptomatici, ar trebui să folosim cu sfințenie masca? Fără discuție, da. Deci aceste reguli pe care le spuneam de la începutul acestei pandemii și de altfel sunt avertizări multiple și vin în special de la cei care știu într-adevăr să folosească știința în a controla boala, dar utilizarea măștii este o măsură utilă de protecție, mai ales că o barieră fizică este mai bună decât lipsa, absența oricărei bariere. Dar mai trag un sistem de alarmă, pentru că văd că poartă foarte mult lume mănușile acelea de cauciuc pe stradă, de unică folosință. Atenție, dau o falsă senzație de protecție, iar dacă nu sunt utilizate corect, dezinfectate, mai ales că transpirăm și se încălzește pielea și se macerează și se cultivă bacteriile pe sub aceste mănuși, dacă nu le folosim corespunzător și nu suntem extrem de atenți, putem asista la un adevărat dezastru în ceea ce privește transmiterea. Și din păcate am văzut de foarte multe ori că, deși se folosesc aceste mănuși de cauciuc, ele sunt duse la gură, la nas, nu sunt dezinfectate corespunzător, așa că dacă vorbim de o boală cu transmitere inclusiv digestivă, de aceea vă spunem să vă spălați corect pe mâini, dacă nu sunt utilizate corespunzător, nemții de fapt au identificat acest lucru, există un pericol mai mare în a le purta decât a nu le purta și dacă am respectat corect regulile de spălată mâini după fiecare contact cu fiecare suprafață, aproape că este inutilă purtarea lor în public. Eu cred că va fi foarte dificil de asigura și acele măști, pentru că dacă facem și noi un calcul
obiectiv, 20 de milioane de locuitori, să zicem că 10 milioane de locuitori își reiau activitatea, de români își reiau activitatea, măcar o mască la 3-4 ore, înseamnă 20 de milioane de măști pe zi. Nu știu de unde apar aceste măști și cine le asigură și ele ar trebui să fie distribuite și gratuit. Și la ce prețuri? Exact, pentru că până gratuit. Acum se vindeau chiar și la 8 lei o mască. Pentru tot, mai ales că există fonduri la nivelul Uniunii Europene, inclusiv pe acel rescue, pe acea rezervă paneuropeană prin care se pot achiziționa și distribui gratuit pentru toți, să ajungă prin poștă, cum văd că sunt expuse în cutia poștală în Italia, sau cum sunt distribuite la intrarea în fiecare spațiu public închis, cum se face în alte țări europene. Regulile de distanțare fizică. Haideți să renunțăm la distanțare socială. Noi suntem totuși ființe sociale și comunicăm în continuare. Distanțare fizică este recomandarea pe care o spune Organizația Mondială a Sănătății în acest moment, dar ea spune în același timp, pe lângă respectarea regulilor de igienă, pe lângă respectarea regulilor de distanțare fizică și le mulțumesc încă o dată celor mai mulți români că au respectat aceste reguli, trebuie să schimbăm și strategia. Adică testare extinsă a tuturor celor care sunt în linia întâi și nu vorbesc, să știți, doar de personalul medical. Vorbesc de cei care asigură funcțiile vitale ale României, adică și cei care și de polițiști, de jandarmi, de armată, de cei care fac curat pe stradă, cei care ne asigură cana în hipermarket, cei care sunt în vamă, în gară, în aeroport, cei care practic asigură dezvoltarea și funcționarea României în acest moment. Iar dacă vrem aceste lucruri să se facă fără a pune în pericol populația, trebuie să le combinăm pe toate trei. Adică distanțare fizică, reguli de igienă, dar testarea extinsă este regula de bază și este singura opțiune sănătoasă pentru a nu de a ne duce despre un număr crescut de cazuri ulterior. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru această intervenție. I-aș întreba acum pe invitații care sunt cu noi pe Skype, în primul rând pe Mihai Belu. Vom avea posibilitatea de pe 15 mai să mergem la hotel, da? Fără restaurant, nu știu cum va funcționa, vom vedea. Este foarte posibil să putem chiar merge și în vacanță. Vei risca să mergi în vacanță vara aceasta, Mihai Belu? Categoric nu, și nici nu cred că voi avea posibilitatea asta, pentru că în momentul de față, pe litoral, foarte multe hoteluri sunt folosite de către cei care sunt în autoizolare. În același timp, la câtă vacanță am avut în ultimele două luni, nici n-am nevoie foarte tare de vacanță. Însă ceea ce vreau să subliniez după intervenția domnului doctor este următorul lucru. Problema măștilor se va rezolva într-un fel sau altul, pentru că s-a rezolvat de atâtea ori într-o grămadă de țări. Asta cu purtatul obligatoriu. Din ce am înțeles, văzând mai mulți specialiști în domeniu, principala chestiune care rezolvă purtarea obligatorie a măștilor se referă tocmai la faptul că cei asimptomatici nu vor mai răspândi cu atât de mare ușurință boala. Pe de cealaltă parte, niște teste care să dea rezultatul peste două săptămâni, fără să fiu vreun specialist, mergând pe o problemă simplă de logică, nu mi se par foarte viabile în momentul ăsta. Și trebuie să facem o distinție foarte clară pentru a înțelege lumea, oamenii care se uită în momentul ăsta la noi, că nu vorbim de același fel de teste. Sunt testele de care se plânge toată lumea în momentul de față, că se fac foarte puține și care oferă un rezultat rapid înainte ca boala respectivă să devină contagioasă, înainte să se creeze niște anticorpi. Și sunt niște teste care deja sesizează anticorpii. Nu, ne trebuie niște teste care îți dea un rezultat rapid, care îți dea un rezultat într-o zi, două, pentru că în 15 zile, pe toate calculele și estimările matematice... Dar nu există teste, scuză-mă Mihai, dar nu există niciun test cu două săptămâni. Sunt două tipuri de teste, teste care dau rezultatul în 24, maximum 48 de ore, și testele rapide care în 15 minute îți spun povestea cu anticorpii. Nu, asta spun. Acum, domnul doctor a spus un test care dă rezultatul în 15 zile. Erau inițial, cred că vorbești despre niște teste mai vechi, pentru că și ele au mai evoluat puțin, s-au adaptat în ce care le fac. Ioana Constantin, asta să fie până la urmă una dintre soluții, testarea. Poate chiar pe cont propriu vor fi angajatori care vor dori să fie siguri că angajații lor sunt testați și că totul e în regulă.
Poate. Da, foarte bine. Ar trebui încurajată partea aceasta privată în bun parteneriat cu statul și cu toate institutele, da? Pentru că altfel, dacă nu lăsăm testare pe scară largă, nu vom ști niciodată, în nicio comunitate, care este adevărul. Statele care au gestionat bine, bine, că nimeni n-a gestionat foarte bine, dar cât de cât acceptabil această criză, sunt cele care au testat masiv. Coreea de Sud, Germania, multe state din Uniunea Europeană fac teste, multe, prin comparație cu România. Sigur că România și-a crescut capacitatea de testare. Sigur că au venit zonele private, mă refer aici la laboratoare din zona privată, care s-au alăturat și au creat centre de testare sau le-au pus la dispoziția statului. Însă nu este suficient, noi nu testăm suficient în momentul în care nu știi, nu faci teste, nu știi câte cazuri ai. Și atunci cum poți să relaxezi condițiile, să deschizi școli, să dai drumul, să deschizi parcuri, să pornești economia, ceea ce e vital în acest moment, dacă tu nu știi unde sunt focarele. Iar focarele nu pot fi depistate decât prin testare. Fie că vorbim de testele rapide, care dau rezultat în aproximativ 15 minute, sunt ca cele pentru diabetici, se ia un pic de sânge dintr-un deget, de exemplu, și testele celelalte, care durează 24-48 de ore și dau rezultatele, spun ei, mult mai calitativ, da, cu privire la starea pacientului, dar ar trebui, într-adevăr, dincolo de testarea pe care o face statul și trebuie extinsă masiv, dacă dorim cu adevărat să repornim lucrurile, să relaxăm condițiile, ar trebui, într-adevăr, și zona privată lăsată pe cont propriu cu teste certificate, abilitate, în bun parteneriat cu statul și cu institutele, să poată face aceste teste. A fost o întreagă isterie când un spital interesat privat, o clinică privată, a dorit să facă teste contra cost. Eu cred că trăim în democrație și ne dorim o economie liberă și capitalism. Păi au venit procurorii peste ei, Ioana Constantin. E inadmisibilă chestiunea aceasta. Mediul privat trebuie lăsat, pe de-o parte, să-și desfășoare activitatea și în bun parteneriat cu statul, cu institutele de stat de cercetare, să poată derula astfel de testări. Atunci s-a creat o isterie pe care eu nu am înțeles-o. Testele erau scumpe, dar există o parte a populației care și-ar fi permis să se testeze. Și chiar s-a întâmplat acest lucru. A fost un caz despre care s-a vorbit pe la începutul epidemiei în România. Un cuplu venit din Austria, oamenii au dorit să fie corecți până la capăt și au făcut ei înșiși la o clinică privată aceste teste și au ieșit pozitiv. Da. Și? Statul ce a făcut? O mică precizare. România, în momentul ăsta, chiar acum am verificat, este, conform Organizației Mondiale a Sănătății, la 6.583 de teste pentru un milion de locuitori. Spre comparație, Franța este la 7.100 de teste pentru un milion de locuitori. Deci nu stăm chiar foarte rău la acest capitol. Sunt o mulțime de țări în spatele nostru și trebuie să ținem minte că noi am plecat de undeva de la 1.000 de teste pe care le puteam face în momentul în care a izbucnit pandemia asta, iar acum am ajuns la 6.583, care este o cifră și bună în raport cu alte țări și destul de mare în ceea ce privește procesarea acestor teste. Să nu uităm însă că din aceste teste, foarte multe sunt testări repetate ale unei singure persoane. Adică e prima testare exact pe care o faci, ești confirmat, trebuie să mai faci o testare. Deci până la urmă ajungi cam la vreo 5-6 teste de om, nu? Cam așa. Păi și în condițiile astea, ok, avem o testare bună, dar e important să aflăm și cât sunt primii testați din aceștia. Mă rog, ar fi foarte complicat de făcut o astfel de statistică. Mario Demețo, spunea Ioana Constantin că un parteneriat între privații care vor dori să cumpere astfel de teste pe cont propriu și Ministerul Sănătății ar fi poate chiar o idee foarte bună, pentru că poate statul nu are această capacitate, poate spitalele nu au peste tot această capacitate, dar dacă omul vrea să se testeze, de ce să nu-i dai șansa asta? Aș vrea să fac o precizare să mă leg de ce a zis Mihai Belu puțin, pentru că, într-adevăr, oricând pot fi mai multe teste, oricând putem să facem mai multe teste, într-adevăr. Însă îi mulțumesc lui Mihai Belu că a spus el că suntem la nivel de testare, am făcut progrese și suntem într-o zonă bună în raport cu alte țări europene. Sigur că putem și ne dorim mai mult.
multe teste. Așa este. Însă nu aș vrea să lăsăm cumva în suspans sau să lăsăm cumva nespus și faptul că România a făcut progrese mari și să nu alimentăm în niciun caz malițioșii care aruncă în spațiu public că România nu testează deloc și România nu face nimic și așa mai departe. Asta, pe de-o parte, aș fi vrut să precizez. În al doilea rând, am și o părere despre puțin diferită de ce a zis Ioana, că ea a zis că nu înțelege de ce dacă o clinică privată vrea să facă teste și sunt oameni care își permit, de ce să nu se ducă? Pentru că nu este în regulă, din punct de vedere etic, din punct de vedere moral, nu este etic să speculezi și să profiți de o situație de criză în felul acesta pentru a vinde sănătatea de 10 ori prețul. Dacă un test costă un leu, să spunem, costă un leu și eu, clinică privată, l-am luat cu un leu, nu este etic și nu este moral ca eu să fac acel test cu 5 milioane de lei. Nu era chiar așa. Așa toate medicamentele costă foarte mult. Hai să nu. Sunt farmacii care au adaos mult mai mare decât altele. Până la urmă e o piață liberă, știți? Absolut. Capitalism. Absolut. Nu, Irina Petraru, toată chestiunea era ca aceste teste să fie certificate, ca această testare să fie făcută în parteneria cu Ministerul Sănătății și cu toate institutele, mă rog, nu mă pricep, dar tot ceea ce înseamnă la nivel de stat testare să fie certificat și pentru clinicile private, iar prețul, sigur că da, o ciocolată costă la un magazin 10 lei, la altul 20 de lei. Nu o să fie de acord cu mine publicul. Dar aceeași ciocolată nu costă la un magazin 10 lei. Nu putem să plafonăm prețuri, că nu suntem socialiști acum. Ascult, eu te-am ascultat pe tine. Vă rog. Nu te-am întrebat. Da, e puțin complicat, nefiind cu toții de față, vă înțeleg, vă rog, domnule Demețo. Poftim? E puțin complicat, nefiind de față, da, se mai pot întâmpla astfel de lucruri. Vă rog, vă ascult și... Da, deci asta spun, că sigur că prețurile nu trebuie să fie uniforme și poate să fie o gamă de prețuri, însă să ai de 5 ori valoarea, de 5 ori prețul, nu este în regulă niciodată. Și dacă... Dar care e prețul testului, Mario? Putem să mergem să ne uităm la prețul de achiziție. Care sigur, cum să nu? Putem să mergem să ne uităm la prețul de achiziție, Ioana. Și dacă prețul de achiziție e X și el a făcut testul cu de 10 ori prețul de achiziție. Dar știm că a făcut asta? Clinica? Eu n-am spus că a făcut asta clinica. Eu spun de ce nu este în regulă, ca principiu și ca teorie, ca în astfel de vremuri să fie anumite instituții care sau anumite business-uri care să profite și să speculeze. Complet de acord cu dumneavoastră. Complet de acord. Aveți, fiecare dintre voi are dreptate dacă e să vă spun acest lucru, dar ne aducem aminte că și măștile se vindeau undeva cu 8 lei, în altă parte cu 5, acum se vând cu 2 lei jumate. Masca. Ei, în alte locuri, de exemplu, nu găsește hidroxiclorochină, pentru că tot stocul a fost trimis către spitale. Și asta trebuie să spunem. Și cei care aveau lupus, de exemplu, cei care au lupus nu pot să se mai trateze cu hidroxiclorochină, pentru că nu se mai găsește în farmacie. Nici asta nu e corect. Dar sunt niște chestiuni care s-au petrecut într-o situație extraordinară pe care o trăim cu toții și, într-adevăr, încetul cu încetul vor apărea toate aceste reglaje. V-aș propune spre discuție modelul suedez. E foarte controversat și acesta, doar că e interesant să vedem cum l-au aplicat ei, pentru că este foarte posibil să fim și noi în această situație după 15 mai. Așadar, acolo în Suedia li s-a recomandat oamenilor, dacă au simptome, să stea acasă sau, dacă este absolut necesar, să iasă în public, să folosească masca. Nu s-au închis instituții, nu s-au închis școli, s-au aplicat însă anumite măsuri. Haideți să vedem despre ce este vorba. În lupta contra coronavirusului, lipsa măștilor de protecție este o problemă reală în toate statele afectate. În aceste condiții, măștile trebuie refolosite, iar la vreme de criză, oamenii sunt inventivi. Un medic român stabilit în Suedia a prezentat modul prin care se folosesc cât mai mult de materialele de protecție. Am să vă arăt ce facem noi în Suedia ca să le putem refolosi. Luăm un grilaj, punem măștile pe el, una lângă alta, nu una peste cealaltă, și le punem la cuptor la o temperatură de 70 de grade, timp de 30 de minute.
Până în prezent, în Suedia au fost confirmate numai puțin de 17.000 de infectări. Suedezul de obicei ascultă regulile. Când suntem în aer liber, nu este atât de periculoasă agregarea persoanelor, fiindcă virusul se răspândește în aer. Mai mult este periculos în spațiile închise. În Suedia, chiar dacă oamenii nu au restricții și își pot desfășura activitatea normal, regulile sunt respectate cu sfințenie, chiar dacă nu sunt impuse de către autorități. Distanțarea socială, folosirea materialelor de protecție sau igiena sunt reguli de bază. Informația. Este esențial ca populația să fie informată de metode de bază de igienă. Informația este absolut esențială în acest moment. Copiii trebuie să știe cum să se spele pe mâini, cum să se păzească, adulții la fel. Da, nu putem să comparăm sistemul de sănătate din Suedia cu ce avem noi în România, dar dacă e să privim pragmatic ce s-a întâmplat acolo, mi se pare că e ceva de învățat. Ioana Constantin. Sigur, noi ar trebui să ne uităm la toate statele, de la Suedia, Germania, Polonia, cum a gestionat mai ales pe partea economică, Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud. Adică ar trebui de la fiecare să ne uităm, pentru că sunt avansate, din păcate, cu o stare mult mai gravă acestei crize sanitare, și ne uităm cumva în viitorul nostru și putem să ne luăm de acolo lucrurile bune pe care le putem implementa și în România. Suedia și alte state care au mers pe o relaxare destul de puternică a condițiilor încă de la începutul crizei sanitare au ajuns în final cu un număr similar de îmbolnăviri sau decese cu cel de la noi. Iar noi acum redeschidem. Sigur, cu toții cam la fel. Până nu testăm suficient, nu putem să relaxăm așa din pix. Trebuie să cunoaștem situația pentru fiecare zonă în parte, pentru fiecare județ în parte, altfel relaxăm, de fapt creștem numărul de îmbolnăviri. Mihai Belu, modelul suedez e de preluat sau nu? Pentru că argumentul principal al epidemiologului șef din Suedia, care a venit cu această idee, a fost să nu supra-solicite sistemul de sănătate. Și asta se pare că i-a ieșit, măcar asta. Nu știu cât de mult i-a ieșit și eu țin minte, am fost unul dintre cei care au urmărit cu foarte mare interes ce a încercat Boris Johnson în Anglia până când să ajungă la spital cu COVID. E o chestiune cinică. În momentul în care adopți această strategie a imunizării de masă, trebuie să te aștepți că vei avea foarte multe pierderi. Ori ai un sistem de sănătate spectaculos de bine pus la punct și atunci poți să ai niște pierderi, ori ai o pătură a populației peste 65 de ani care să poată să stea în casă 3 luni, 4 luni de zile și iarăși nu merg lucrurile matematic în momentul în care aprici niște măsuri, ori mai devreme sau mai târziu, acolo o să moară niște oameni. Deci noi cifrele în Spania, în Franța, câte 22-25 de mii de decese. Vedem ce se întâmplă în Statele Unite, unde la fel a fost așa o tentativă de încercare de imunizare în masă. E o teorie, pentru că, într-adevăr, virusul ăsta va dispărea numai în momentul în care, pe fondul existenței unui vaccin, nu va mai avea unde să ajungă și va dispărea. Virusul nu e ca o bacterie să trăiască așa prin niște, pe suprafețe, trăiește o zi, două, trei, cinci zile, sunt și aici controverse în ceea ce privește perioada care rezistă virusul în afara unei gazde. Iar în momentul în care lumea e imunizată, virusul dispare. S-a încercat în Suedia și se încearcă în continuare să se ajungă la un număr mare al populației care, din cauza că a contactat virusul, nu devine imună. Și aici există o grămadă de discuții în lumea științifică cu privire la perioada care durează imunitatea. Cât devine un om imun după ce a contactat virusul. Și aici eu mă gândesc la gripa normală, la gripa aia care apare iarna, și văd că și acolo poți să iei în fiecare an, nu e o problemă, imunitatea nu durează. Se schimbă în fiecare an, e o altă tulpină pentru care se face vaccin. Da, adică asta spun, nu cred în primul rând că la noi, eu personal, n-aș putea
să spun, da, mi-asum un număr mare de morți, doar de dragul de a fi eu altfel decât restul lumii. E o chestiune mult prea cinică, poate la un popor nordic, această chestiune poate să funcționeze. Însă nu mi se pare corect totuși față de oamenii care totuși mor în definitiv, că în momentul în care spunem o cifră seacă, 25.000, 22.000, cum sunt numărul deceselor în alte țări, noi trebuie să ne gândim că oamenii sunt părinții cuiva, sunt numele cuiva, sunt, nu sunt o cifră seacă statistică, să spunem gata, hai că facem imunizarea, asta e pierderi colaterale, că nu suntem general naziști în al doilea război mondial. Plus de asta, trebuie să adaptăm toată povestea asta la ceea ce avem în momentul de față. Iar noi, în momentul de față, avem un sistem medical care are niște foarte buni profesioniști, dar are foarte puține dotări. Nu trebuie să uităm faptul că fix înainte de pandemie, un fost ministru al sănătății s-a dus direct la pușcărie și am avut o zbatere întreagă dacă să fie arestat preventiv sau să așteptăm până la condamnare. Adică ăsta e sistemul nostru medical. Un sistem medical în care sunt dosare o grămadă și povești și mai mult decât dosare despre cum s-a furat din sistemul medical. La suedez, probabil că merge mai bine și merge mai bine atunci ei își pot permite la terapie intensivă să aibă mai mulți oameni care, pe care să-i trateze. Am văzut în Italia ce s-a întâmplat, am văzut în Spania ce s-a întâmplat și cu toate astea, deși am văzut aceste cifre, deși vedem în America situația în desfășurare, la noi există o grămadă de adepți ai teoriilor conspirației, ai teoriilor Există totuși în alte țări această tendință de a merge pe teoria conspirației. Revenim după publicitate, vorbim despre cifre, nu despre teoria conspirației. Agenția de rating Moody's a scăzut perspectiva României de la stabil la negativ. Același lucru s-a întâmplat și cu agenția de rating Fitch. Vorbim despre aceste lucruri în câteva momente. S-a scăzut perspectiva României de la stabil la negativ. Interesant este că decizia agenției nu are legătură cu criza cauzată de COVID-19, ci cu creșterea pensiilor prognozată pentru toamna acestui an și cu creșterea datoriei externe a României. Și l-aș întreba acum pe Mario De Mezzo, în condițiile acestea, avem într-adevăr și niște alegeri în toamnă, e posibil să se desfășoare în septembrie. Cum vor împăca cele două situații cei care se află acum la guvernare? Probabil că la asta s-au gândit, a fost unul dintre lucrurile la care s-au gândit când au decis să se relaxeze un pic măsurile și să relanseze economia. Era de așteptat că toată această închidere a economiei o să aibă urmări și o să aibă măsuri. Relansarea cu responsabilitate, și repet acest cuvânt, l-am tot spus și îl mai spun, cu responsabilitate atât din punct de vedere al guvernului, dar și din punctul de vedere al cetățenilor, relansarea cu responsabilitatea economiei este o soluție să controlăm cât de mult putem efectele negative ale acestei crize. Și pentru că tot am vorbit de Suedia, un lucru care ne diferențiază poate pe noi de suedezi este disciplina. Pentru că suedezii pot fi mult mai disciplinați decât suntem noi și probabil că ei respectă mult mai cu acuratețe indicațiile pe care guvernul le dă. Mi-aș dori să văd același lucru și la noi în țară, să văd că oamenii respectă și sunt responsabili în relația cu instrucțiunile pe care le dă guvernul și să cerem responsabilitate atât guvernului, ceea ce și facem, cât și oamenilor publicului larg, care să asculte și să facă lucrurile pe care guvernul le recomandă. Ioana Constantin, este foarte posibil ca în continuare să trebuiască să ne împrumutăm, pentru că suntem într-o situație specială, ceea ce înseamnă că vom ajunge la o datorie care să ne ducă și mai rău. Nu știu, există ceva sub negativ, dacă nu mă înșel, există junk. Dar nu-și dorește nimeni să ajungă acolo. Bun, dar soluția pentru
pentru a pune în practică, de exemplu, legea aceasta a pensiilor, dacă se va dori punerea în practică a ei, va fi doar împrumutul. Nu există o altă soluție, pentru că discutăm despre un impact bugetar foarte mare pentru creșterile care sunt implicate de această lege nouă a pensiilor, punctul de pensie din toamnă. Suplimentar, să știți că la nivelul Uniunii Europene a fost suspendat pactul pentru stabilitate și creștere, ceea ce înseamnă că țările membre pot face împrumuturi consistente în această perioadă fără să mai fie afectate de plafonul acela pentru deficit. Așa că, totuși, aceste împrumuturi n-ar trebui făcute pentru cheltuieli curente sau exclusiv pentru cheltuieli curente, ci pentru investiții care să se întoarcă în economia locală și în infrastructură, de exemplu, infrastructura agricultură, centre de colectare, de depozitare pentru legume, fructe, care sunt foarte necesare, sistemul de irigații, autostrăzile, sistemul de sănătate, sistemul de educație, pentru a nu rămâne într-adevăr cu datorii doar pe parte de consum, doar pe parte electorală de creștere. Pe de altă parte, va fi greu de explicat de ce n-ar fi pus în practică o astfel de lege care ar sufoca bugetul la acest moment. Pe de altă parte, va trebui să se găsească și o soluție în acest sens, poate nu cu 40%, poate cu un procent mai mic. Mihai Belu. În primul și în primul rând, trebuie spus foarte clar că Moody's a specificat faptul că reducerea ratingului este în strânsă relație cu ce s-a întâmplat în 2019. Mă refer aici la anunțarea asta a creșterii pensiilor, fără a se avea o sursă de finanțare sustenabilă. În o altă idee pe care vreau să o spun, este că trebuie văzut care este ratingul și pentru celelalte țări. Pentru că toate țările se confruntă în momentul ăsta cu această pandemie, care în mod sigur va fi urmată de o criză economică. Putem să creștem pensiile cu 40% și facem inflație 50% și am împăcat și capra și varza. Nu asta însă este ideea. Gândiți-vă că sunt unele țări care pe fondul crizei generată de coronavirus au intrat într-o criză și mai mare, ele fiind în general exportatoare de petrol. Știi, toți am văzut în ultimele săptămâni știrile cu prețul petrolului, care cu piața futures este deja negativ. Lucrurile astea pe care va trebui să le luăm în calcul, toate lucrurile acestea. Mulțumesc foarte mult invitațiilor mei că au fost alături de mine. Punem punct aici acestei discuții. Ne revedem cu noi informații la fix.